Lăudat să fie Domnul. În această zi de sărbătoare, suntem datori, fiecare dintre noi, să ne uităm cu multă, cu multă recunoștință spre Domnul. De nu s-ar fi coborât el pe pământ, oare ce-ar fi fost? V-a spus vreodată, în mod serios, întrebarea? Cum ar fi arătat lumea aceasta dacă eu, oricine ai fi tu, ți-ai pus întrebarea aceasta? Cum ar fi arătat lumea dacă eu aș fi lipsit din ea? Nu e atât de important asta. Gândiți-vă cum ar arăta lumea dacă ar fi lipsit din ea Hristos întrupat. Știți că noi n-am fi aici astăzi? știți că nici o speranță n-am fi putut să avem? Dar eu zic, lăudat să fie Domnul! S-a întrupat Hristos și atâtea lecții sunt pentru fiecare dintre noi în întruparea lui Hristos. Dacă păcatul primordial, acela care a tulburat Universul, a fost mândria, când Lucifer a vrut să se înalțe, a venit Hristos, El cel înălțat, și spune Scriptura, s-a dezbrăcat pe sine, s-a smerit, ca să ne arate că virtutea primordială este smerenia. Și nimic nu mi se pare mai interesant decât să știu că El, Creatorul la toate, Cel prin care s-au făcut toate lucrurile, S-a coborât pe pământ și a stat în atelierul lui Iosif, templarul din Nazaret. Și acolo, el, cel ce a făcut cosmosul, învăța să facă scaune sau mese de la templarul Iosif. Trebuie să fii foarte smerit ca să poți să te cobori atât de mult. Din nou zic, lăudați să fie Domnul. Dragii mei, ne-a vrut binele Hristos, de aceea s-a coborât pe pământ. Ne-a vrut mântuiți, salvați din păcat. Ne-a vrut să avem viață cu El pentru vecii vecilor. În seara aceasta am citit cuvântul despre magi. Atâta spune Biblia despre ei cât s-a citit în seara aceasta, nimic mai mult. Matei, interesant, nu vorbește despre păstori, dar Matei vorbește despre magi. Și în Evanghelia după Matei, porțiunea aceasta de cuvânt care a fost citită ocupă un spațiu semnificativ. Pentru că e importantă călătoria magilor. Știți că această călătorie a magilor care au venit de undeva din răsărit. Ne vorbește despre călătoria noastră spre Dumnezeu. Și asta aș vrea să vă chem să învățăm în această seară. Despre drumul spre Dumnezeu. Au venit magii aceștia din, răs din răsărit, au călătorit spre El, spre Împăratul de curând născut al iudeilor, care în realitate era Împăratul cosmosului, al Universului. Și am rămas impresionat să mă uit în cuvântul acesta al Domnului în acest an, pentru că se pare că de câțiva ani tot din textul acesta predic, dar în anul acesta Dumnezeu m-a făcut să văd ceva. Să văd că Dumnezeu este interesat să-i ajute pe magi să ajungă la Hristos. Și să înțeleg că Dumnezeu este interesat să ne ajute pe noi să ajungem la Dumnezeu. Și pentru aceasta, Dumnezeu le vorbește oamenilor, le-a vorbit magilor. Știți cum le-a vorbit magilor? Întâi prin trostea, apoi le-a vorbit prin scriptură. Când au ajuns în casa Ampalatului în Rod, în scriptură s-au uitat cărturarii și au văzut unde poate fi găsit pruncul, apoi le-a vorbit prin vis. Dragii mei, așa lucrează Dumnezeu și cu noi în drumul nostru către Dumnezeu. Nu știu cât a durat drumul magilor. Unii comentatori ai Scripturii spun că probabil vreo doi ani, gândindu-se la faptul că Irod a poruncit ca toți pruncii sub doi ani să fie uciși. Poate a durat mai puțin, dar în orice caz au făcut un drum lung ca să ajungă la Dumnezeu. Și îmi place să fac această subliniere pentru toți cei ce vor să ajungă la Dumnezeu. Dumnezeu îi călăuzește prin natură. Da, Dumnezeu ne călăuzește pe noi prin natură. Steaua e parte din creația lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat fiecăruia dintre noi doi ochi cu care putem să vedem ce este în jur. Putem să vedem natura și creația aceasta, dacă ne uităm cu băgare de seamă la ea, ni l arată pe el, pe Creatorul. Ne arată direcția spre el. Ce frumos spune cuvântul lui Dumnezeu în Epistola către Roman, capitolul 1, versetele 19 și 20. Ia uitați-vă ce zice aici cuvântul lui Dumnezeu. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, că le-a fost arătat de Dumnezeu. Și apoi versetul 20, în adevăr, în sușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Când te uiți cu băgare de seamă îl vezi pe el, pe Dumnezeu. În timpul Revoluției franceze, un om necredincios, ateu, s-a adresat unui creștin și a zis toate turnurile de biserici le vom dărâma ca să nu mai rămână nimic care să vă fie de folos vouă și superstițiilor voastre. Și omul credincios i-a zis așa, oare veți reuși să ștergeți și strălucirea stelelor? Dragii mei, strălucirea stelelor vorbește despre strălucitorul nostru împărat. Iov, în cartea lui Iov, de fapt, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, în Iov 12, versetele 7, 8 și 9. Ia uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului. Întreabă dobitocele și te vor învăța. Păsările cerului și îți vor spune. Vorbește pământului și te va învăța și peștii mării îți vor povesti. Cine nu vede în toate acestea dovada că mâna Domnului a făcut asemenea lucruri? Cine nu vede? Când te uiți la lucrurile făcute de El, nu se poate să nu-l vezi pe El, pe Dumnezeu. e iarnă. Dar vine primăvara. Ia gândiți-vă dumneavoastră ce frumos arată pământul acesta primăvara, vara și iarna arată frumos. Dumnezeu a făcut pământul și l-a îmbrăcat așa de frumos cu verdeață. Atât de frumos l-a îmbrăcat și Mă întreb de ce o fi făcut-o Dumnezeu. Pentru că ne iubește, zic. A vrut să trăim într-un spațiu frumos. Știți că peste jumătate de milion de feluri de flori și de ierburi a lăsat Dumnezeu să crească pe Pământul acesta ca să fie totul frumos. Și am citit un lucru foarte interesant cândva pe un blog numit Între Teologie și Matematică. Mi-a fost dat să citesc un lucru interesant. Toate florile de pe pământul acesta au un număr de petale foarte interesant aranjat. Adică este această secvență stranie pentru oameni. Există flori cu trei petale, există flori cu cinci petale, Există flori cu 8 petale, există flori cu 13 petale, cu 21 de petale și poate veți zice, frate Nelu, ne dai un șir de numere. Dar știți ce e interesant? Suma ultimelor două o dau pe a treia. 3 cu 5, există flori cu 3 petale și există flori cu 5 petale. Și următorul număr de petale pe care poate să-l aibă o floare este 3 plus 5, 8. Și tot așa te duci mai departe până la florile acelea care au o multitudine de petale, dar toate respectă această secvență stranie. Cel ce scrisese articolul de acolo a zis: Trebuie ca Dumnezeu să fie un mare matematician, un iubitor de matematică. Sigur că venea să ofere și alte argumente, pentru că totul este așa de bine calculat în creația lui Dumnezeu. Când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de el, ele vorbesc despre Dumnezeu și spun iarăși, natura este un indicator spre Dumnezeu. Pentru magi, steaua, care e parte din natură și din creația lui Dumnezeu, li l-a arătat pe Dumnezeu. Apoi știți dumneavoastră lecțiile noastre de din clasele primare, cu circuitul apei în natură. L-am învățat, dar niciodată nu l-am înțeles probabil destul de bine. Dar e uimitor să vezi ce face Dumnezeu. E uimitor să citești în Scriptură când Dumnezeu a creat totul. Știți ce spune? Că Dumnezeu a vrut să fie o întindere care să despartă apele de sus de apele de jos. Și când citim superficial zicem, na, ce e asta, apele de sus și apele de jos? Că pe lea de jos le știm noi. Dar care sunt alea de sus? Și fiecare dintre noi înțelegem că e un adevărat ocean acolo sus. Apele de sus, noria aceia, adevăratul ocean. Și Dumnezeu a făcut întinderea aceasta, anumită cer, care avea să despartă apele de ape. Însă știți ce e frumos și merită să fie observat de fiecare dintre noi? Dragii mei, știți că este un raport între uscat și apă. Un raport clar și bine definit. Dumnezeu, într-un mod minunat, udă pământul. Dacă noi ar fi să luăm apă ca să udăm pământul, ar fi tare complicat și n-am reușit niciodată. Știți de ce? Apa este mai grea decât atmosfera. De vreo 800 de ori mai grea decât atmosfera. Însă, Dumnezeu, slăviți să fie El, că e atât de înțelept. Știți ce face Dumnezeu? El face ca raza soarelui să lovească pânza apei, apa aceea se evaporă și dintr-o dată apa în stare vaporoasă este mult mai ușoară. Vaporii sunt de 900 de ori mai ușor decât apa. Și se ridică apa, o ridică Dumnezeu. Gândiți-vă ce ar fi trebuit ca oamenii să facă pentru a ridica apa, să o ducă și să asigure precipitații. Și n-ar fi putut să o facă. Unde mai pui că apa mai toată e sărată? Și să faci irigații cu apă sărată nu e în regulă, știți asta, nu? Dar înțeleptul Dumnezeu, știți ce a făcut? A făcut să se evapore apa, dar sarea rămâne acolo, sărurile rămân acolo. Și apa este purtată și se duce în toate locurile ca să ude pământul. Acum, dacă dacă suprafața de apă de pe pământul acesta ar fi mai puțină decât este, știți cum ar arăta uscatul? Ar fi deșert. Dar Dumnezeu a potrivit câte ape și cât uscat să fie. Poate vă speriați și ziceți ce multă apă e aici. Tocmai am citit un lucru că toată apa de pe pământul acesta poate fi adunată într o sferă cu un diametru de 1400 de kilometri. E multă apă ca suprafață, dar nu e foarte adâncă. Ei bine, înțeleptul Dumnezeu ia apa, o ridică din măr și oceane, o duce și face Dumnezeu să vină ploaia peste România și ne udă o goarele. Mare este Domnul când te uiți la El. Ei bine, dacă dacă suprafața apelor ar fi mai mare decât este tot uscatul ar deveni un fel de mlaștină. Dar înțeleptul Dumnezeu a știut câtă apă să fie și cât uscat să fie. Când te uiți cu băgare de seamă la proporțiile acestea, n-ai decât să înțelegi că ele toate îți vorbesc despre un creator înțelept. Nu s-a întâmplat pur și simplu, ci e un creator înțelept. Ce frumos ce frumos lucrează Dumnezeu, se ridică vaporii aceștia de apă, se duc, se formează norii, imenși, vin vânturi și poartă într-o parte și în alta. Ați auzit expresia rupere de nor. Asta se întâmplă mai rar și când se întâmplă e pericol mare. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Iov 26 cu 8. Zice așa, leagă apele în norii săi, și norii nu se sparg sub greutatea lor. Cum îi leagă? Când, când norii aceia întâlnesc un strat de aer mai rece, se condensează, dar fiți atenți cum lucrează Dumnezeu. Niciodată nu vine o răcire din aia așa foarte bruscă asupra norului, că s-ar sparge norii. Dumnezeu are grijă, îi răcește un pic, cât să plouă peste România, cât să plouă peste Europa, cât să plouă peste America și așa mai departe? Ei, câteodată, când vrea Dumnezeu să ne arate ce se poate întâmpla, câteodată mai lasă și câte o rupere de nord. Dar știți ce se întâmplă atunci? Scriu ziarele despre asta și fug oamenii din calea valorilor. Însă, dragii mei, cel ce păstrează Universul acesta, cel ce a făcut toate lucrurile, este Dumnezeu. Zice Eclesiastul 1 cu 7, vorbind despre acest circuit al apei în natură, zice cuvântul lui Dumnezeu în Eclesiastul 1 cu 7, toate râurile se varsă în mare și marea tot nu se umple. Ele aleargă necurmat spre locul de unde pornesc, ca iarăși să pornească de acolo. Cine a făcut legile acestea? Este Domnul. Sau Atmosfera. Uitați-vă, stăm aici și tragem aer în piept. Și mulțumim Domnului pentru aer. Știți că e interesant. Acum, atmosfera aceasta, aerul pe care îl respirăm, este 79% azot, 21% oxigen. Și mai sunt, hai să zic, aproximativ, proporții aproximative. Mai sunt. Un pic de bioxid de carbon și alte gaze. Dar proporția aceasta 79% și 21%. Știți dumneavoastră că dacă Dumnezeu ar fi făcut să fie mai mult oxigen decât 21%, să fie așa vreo 25%, vreo 27%. Uh, știți ce s-ar întâmpla? Procesele vitale din noi s-ar accelera din cale afară. Zici că ai puls mare? Să vezi atunci puls. Gata ar fi cu viața. Dacă ar fi azot mai mult, că azotul este elementul care stă și la baza prafului de pușcă, știți? Dacă ar fi azot mai mult, pământul cu tot ce este pe el s-ar duce. Va veni o zi când va fi așa. Dar deocamdată este Creatorul care atunci când tragem o gură de aer în piept, ar trebui să stăm și să zicem, slăvit să fii Tu, Doamne! Pentru că toate le-ai pregătit Tu în așa fel încât să fie bine! <laughs> Știți ce spun atei evoluționiștii? Spun că Pământul este o planetă norocoasă. Ca nimerit într-o zonă în care poate să creeze acest habitat potrivit pentru viață. Care noroc să o creadă ei. Pământul este o planetă făcută de Dumnezeu. Și tot ce este pe el, creația lui ne vorbește despre un creator înțelept și despre un artist desăvârșit, care toate le-a făcut atât de frumos, încât ochiul nostru este încântat să vadă frumusețea creației sale. Totul este bine calculat, luați în considerare al, albina aceea micuță, de care ne temem să nu ne înțepe. Albina aceea, harnica albină, care face posibilă ea și suratele ei, ca să zic ca și poetul, face posibilă polenizarea fără de care n-ar fi Pomi roditori, și dacă n-ar fi pomi roditori, n-ar fi vegetație, și dacă n-ar fi vegetație, n-ar fi viață, și așa mai departe. Albina aceea, știți că ea când se duce să culeagă polenul din care să facă ceea ce-i dulce pentru noi, când se duce în florile acelea pline de polen, e atâta polen acolo, de se sufocă. Pur și simplu respirația, sistemul respirator pentru albină se blochează în momentul în care intră acolo. Dar imaginați-vă cum e polenul, tot se lipește. Dar Dumnezeu i-a pus la picioruș, la încheietura piciorușului o perie. După ce termină de luat polenul, cu perioța aceea a rezolvat problema și merge mai departe. Cine a avut grijă de albină? Este Domnul, creatorul la toate. Dragii mei, ne vorbește Dumnezeu nouă tuturor prin natură. Și trecem câteodată pe Valea Oltului și ne uităm o, oh, știți cum ar trebui să fie gura noastră pe Valea Oltului? Plină de cântări de bucurie. Când vezi frumusețile pe care Dumnezeu le-a pus în jur, toate acestea vorbesc cu oamenilor în drumul lor către Dumnezeu, ca să îi îndrepte pe oameni spre Dumnezeu. Și vai ce puțin oameni pricep lucrul acesta. Dragii mei, eu vă chem în această seară să ne uităm la drumul magilor spre Dumnezeu, să înțelegem că El poate să fie drumul fiecăruia dintre noi. Dumnezeu ne ajută în drumul acesta, ne călăuzește, dacă vreți, prin natură, de aceea le-a pus înainte o stea, care le arătat cărarea, oh, să nu vorbim despre stele. Mi-am descărcat o aplicație, o aplicație interesantă despre cosmos și câteodată mă mai uit la aplicația aceea și o măresc, o măresc pe ecran și sunt uimit să văd că stelele, un adevărat dans, dar atât de precis, mișcă într-un dans atât de precis, acolo e matematică. Însă, în spatele matematicii e marele matematician. Este Domnul. Să vezi lucrurile acestea. Sigur că noi nu avem acces să înțelegem cum mișcă cosmosul, nu avem acces să vedem celula, nu avem acces să vedem ADN-ul și minunea din spatele lui. Dar, dragii mei, avem posibilitatea să ne uităm la albina aceea care ne deranjează câteodată, la pasărea care vine în curtea noastră. Sau se așează pe balconul nostru, să ne uităm la ea și să zicem, Doamne, tu -mi spui mie ceva despre tine. Dragii mei, Pământul nu este o planetă norocosă. Pământul este o planetă creată de Dumnezeu, cu multă precizie și tot ceea ce a creat Dumnezeu a creat. Ca omul să vadă și să-l slăvească pe Dumnezeu. Să ajungă să facă ce au făcut magii. Magii au văzut steaua. S-au dus după steaua aceea și steaua i-a condus spre prunc. Și când au ajuns în fața pruncului, s-au închinat și s-au dăruit pe ei înșiși și tot ce aveau pruncului. În drumul către Dumnezeu, el ne vorbește prin natură, dar nu numai. Bieții magi au ajuns în casa lui Rod, n-au mai văzut steaua. Se întâmplă câteodată în anumite momente din viață, îți dispare călăuzirea și zici, vai, cei cu mine, m-a uitat Dumnezeu, ascultă-mă bine, Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul. Dacă nu-ți mai vorbește prin stea, cu siguranță va găsi modalitate de a-ți vorbi altfel. Și știți ce s-a întâmplat? S-au dus în casa lui Rod, au zis, I-am văzut steaua, dar acum nu o mai vedem. Dar s-a născut împăratul iudeilor. Și rode a chemat pe cei ce țineau în mână Biblia, Scriptura. I-a chemat pe cărturar pe cei ce citeau prorocii. I-a chemat la el, s-au adunat toți oamenii Scripturii. Și au dat răspuns magilor, uitându-se în Scriptură. Se va naște în Betleemul din Iudeia, pentru că iată ce spune prorocul Mica. Vreau să vă spun în această seară a zilei de Crăciun că în drumul către Dumnezeu, El, Dumnezeu, ne călăuzește și prin Biblie, prin Scriptură. I-ai mulțumit lui Dumnezeu pentru cartea asta. Știți ce spune Dumnezeu în cartea aceasta despre cartea aceasta? În Ioan 20 cu versetul 31, știți ce spune Dumnezeu aici? Spune toate lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Dragii mei, eu îi mulțumesc Domnului că de mic copil am avut una în casă. Era vopsită cu roșu pe aici. Am avut-o în casa noastră și am avut acces, am avut ocazia să citesc, dar îmi aduc aminte că au fost vremuri când pocăiții din sat se anunțau unii pe alții. Venea altcineva și zicea, vezi că vin să caute după cărți, ascundeți-le. Au fost vremuri când căutau cărțile. Știți ce au făcut în țara asta? În țara asta în care suntem noi. Comuniștii, știți ce au făcut? Au luat tirul de Biblie, așa cum l-au găsit la granițe, l-au dus la galați să facă hârtie igienică din Biblie. Și au crezut că au terminat ei cu Biblia. Autorul Bibliei este Dumnezeu atenție. Tertulian zicea despre creștini, cu cât eu mor mai mult, cu atât ăștia se înmulțesc. Adică zicea el, sângele marchirilor e sămânța creștinilor. Așa s-a întâmplat și pe vremea aceea. Știți dumneavoastră, când căutau ei să elimine Biblia, să nu mai fie Biblie în România, atunci intrau mai multe Biblii. Și culmea, foarte multe veneau prin Moldova Sovietică spre noi. Ciudățenie, nu? Dumnezeu șade în ceruri și râde de ei. Dragii mei, cartea aceasta ne-a lăsat-o Dumnezeu ca să ne fie călăuză. Și cartea aceasta este o minune în ea însăși. Cred că fratele Eusebiu spunea zilele trecute despre un video pe care l-a văzut pe internet în China, când oamenii au primit lăzi cu biblii, le-au deschis și chiuiau de bucurie și strângeau Biblia la piept, o prețuiau pentru că Biblia înseamnă nespus de mult. Câte ai acasă? Câte? Cât citești în ea? Cartea asta e o minune a lui Dumnezeu. Felul în care a apărut Biblia e o minune. Ascultați-mă, e o minune Biblia aceasta, pentru că a fost scrisă de oameni diferiți, în epoci diferite, E un adevărat mister. Te uiți la autorii care au contribuit la scrierea Bibliei. Oameni simpli. Simpli. Pescari, ciobani, culegători de smochine. Au fost și alții mai cărturari, preoți și așa mai departe. Dar e ciudat să vezi. Dacă astăzi ai da la 40 de oameni să le zici, n-a scrieți fiecare câte o carte. Știi ce ai avea după ce ți-ar scrie fiecare câte o carte? O colecție de 40 de cărți. Dar când Dumnezeu a dat la 40 de oameni să scrie, a ieșit o carte. Pentru că pe toți cei 40 i-a inspirat unul singur, Dumnezeu. E o carte unitară, cartea aceasta. Dacă deschizi primele pagini ale Bibliei, ne prezintă paradisul în care Dumnezeu l-a așezat pe om. Apoi, ni se arată cum omul a pierdut paradisul, a pierdut Raiul. La sfârșitul acestei cărți, în ultima carte, ni se arată cum omul poate să câștige din nou paradisul. Și în mijloc e drumul omului către paradis. Drumul acesta, dragul meu, e drumul pe care l-a pregătit Dumnezeu și pe care ne călăuzește Dumnezeu. El ne vorbește prin cartea aceasta. Ascultați-mă, e cea mai veche carte din lume care, se, care este încă în circulație. Că vă zice cineva, stai că sunt cărți mai vechi. Da. Dar cea mai veche carte din lume, asta care este încă în circulație, care este încă actuală. Știți dumneavoastră că 90% din limbile pământului, au cartea aceasta tradusă în ele? Dragii mei, e uimitor să vezi cum a fost păstrată cartea aceasta. Au ars-o, nu numai comuniștii, au ars-o și alții. Oh, cât s-au străduit să o elimine. E foarte interesant, Voltaire. Omul care s-a exprimat hotărât împotriva acestei cărți a dat un termen scurt și a zis: Biblia, într-o sută de ani, nici vorbă să mai fie Biblia. Voltaire s-a dus și în casa lui s-a făcut o editură pentru publicarea acestei cărți. Dumnezeu șade în ceruri și râde de ei. Pentru că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Dragul meu, El, Dumnezeu, ne vorbește prin Biblie. Le-a vorbit magilor prin natură, le-a vorbit prin Biblie. Și ție vrea Dumnezeu să-ți vorbească prin natură și vrea să-ți vorbească prin Biblie. Cartea aceasta, dragul meu, schimbă vieți. Da? Cartea aceasta schimbă vieți. Poate că zici în această seară. Am citit prin ea și n-am înțeles mare lucru. Ascultă-mă bine. Mai citește mai citește. Se plângea odată un tânăr la păstor și a zis, frate, dar tot citesc în Biblie și nu îmi rămâne nimic în minte, nu, nu, se întâmplă nimic, nu mi rămâne nimic în minte. Și a zis păstor, așa un sfat înțelept, a zis, auzi, dacă iei multă apă și o scoți într-un ciur, nu stă apa în ciur, dar se întâmplă ceva cu ciurul ăla, la urmă e curat. Dragii mei, se merită să citești această carte. Nu știu ce cărți citești, nu știu cât timp petreci tu uitându-te la alte lucruri, dar vreau astăzi să te chem, să-ți spun Dumnezeu ne-a lăsat cartea aceasta ca să ne conducă pe noi oamenii pe drumul către Dumnezeu. E așa de important să o citim. Poate zici mă plictisesc când citesc. O dată o, o domnișoară a primit o carte. Autorul ei era Henry Wood. Un oarecare Henry Wood. Și a luat cartea, a deschis-o, a citit vreo două pagini și a zis, n-am timp. A pus-o în raft și salut. Numai că peste ceva vreme s-a dus la un eveniment social. Și la evenimentul acela a venit un băiat așa foarte atrăgător cu care fata a făcut cunoștință. Și culmea, el când a dat mâna a zis Henry Wood. Au stat de vorbă, fata era încântată și a spus printre altele, știi că am acasă o carte scrisă de unul care are numele exact ca și al tău, Henry Wood. Și a zis, ea, ce coincidență. Și el a zis, nu e nicio coincidență. Chiar eu sunt autorul acelei cărți. Știți ce a făcut fata? S-a dus acasă, și nici n-a dormit până când n-a terminat de citit cartea. De ce? Pentru că a învățat să-i placă de Henry Wood, a citit ce a scris el. Știi ce aș vrea să înțelegi, dragul meu? De vrei să-ți placă să citești scriptura? Caută să-l cunoști pe autor. Și vreau să-ți spun că în această seară ești într-un loc în care e și el prezent. Caută să-L cunoști pe El. Când îl cunoști pe El, ți-e drag fiecare cuvânt pe care l-a scris El, pe care ți l-a lăsat El. Îl vei citi cu drag. Te vei scula și vei zice să mai văd o odată. Și înainte să te culci, vei zice mai vreau să mai citesc ceva din ce a spus El. Tânăra aceea a devenit doamna Ud. Asta așa doar. Ei bine, Dumnezeu vorbește prin natură. Dumnezeu vorbește prin Scriptură. Și cum le-a mai vorbit magilor? Și prin vise. Ce vorbește Dumnezeu prin vise? Da și ba. Vorbește totdeauna Dumnezeu prin vise, că sunt câteodată oameni din ăștia așa foarte spirituali. Mă mai întreabă și pe mine câte unul oare ce înseamnă, frate, ce am visat. Și poate am mâncat pizza seara. Și, și digestia fiind grea, cine știe cum a fost visul acela. Dragii mei, vreau să fim oameni care gândim biblic. De aia ne-a fost dată cartea aceasta voi spune din capul locului Dumnezeu, vorbește și prin visuri. Dar nu toate visele noastre sunt cuvânt al Domnului. Atenție! Știți asta? Nu toate visele noastre. Biblia, cartea aceasta, ne spune în Eclesiastul, capitolul 5, cu versetul 3, ne spune așa, că visele se nasc din mulțimea grijilor, adică din mulțimea gândurilor noastre. Vedeți, scrie acolo, visele se nasc din mulțimea grijilor. De câte ori nu visez noaptea lucrurile cu care te-ai frământat ziua? Ficul culmea să vii și să zici, oh, mi-a vorbit Dumnezeu azi noapte. Sau să nu uităm, tot Biblia spune în același capitol, dar versetul 7 spune că este deșertăciune în mulțimea viselor. Asta ca să nu fim hiper spiritual din ăștia care să zicem, wow, am visat și prin urmare nu știu ce. Pentru că există o extremă pe care vreau să o corectăm în această seară, dragii mei. Vreau să o corectăm. Știți dumneavoastră că sunt oameni care își fac chiar păcate căutând să tălmăcească visuri? Este o, o, formă de ghicitorie numită oniromanție. Știți cu ce se ocupă asta? Cu tălmăcirea visurilor. Ghicirea viitorului cu ajutorul viselor. Cea a viselor. Și veți găsi, dacă veți căuta, ghiduri de tălmăcirea a viselor, interpretarea viselor. Găsiți și pe internet, site-uri. Găsiți cărți, interpretarea viselor lăsați cărțile și site-urile acestea în pace. Ascultați ce spune Biblia. Poate veți zice, frate Nelu, dar atunci acum îi. Vă spun, exact ca și cu gândurile noastre. Știți că gândurile noastre pot să vină din preocupările noastre? Știți că în gândurile noastre poate să intre Dumnezeu? Știți asta? Și avem gânduri de la Dumnezeu. Dar știți că în gândurile noastre poate să intre și diavolul? Și câteodată avem gânduri de la diavolul. Na, exact așa este și cu visurile. Sunt vise care au ca depozit gândurile noastre. Sunt visuri care au ca sursă pe Dumnezeu și sunt vise care au ca sursă pe diavolul. Însă, ceea ce aș vrea să înțelegem, suntem la sărbătoarea Crăciunului, practic la Sărbătoarea Nașterii Mântuitorului. Știți că în sărbătoarea aceasta sunt mai multe pasaje biblice care se potrivesc cu sărbătoarea aceasta și pot fi citite, care ne vorbesc despre vise. Eu am numărat vreo cinci vise pe care le menționează Matei aici. Iosif, când și-a pus în gând să o lase pe Maria, că Maria era însărcinată și el și-a pus în gând să o lase, știți ce spune Scriptura? Că i s-a arătat un înger în vis. Și a zis Iosif, nu te teme să o iei pe Maria. Cine i-a vorbit de fapt lui Iosif în vis prin îngerul acela? Dumnezeu, sigur, sigur. După aceea, magii, tot aici în Matei, spune că au avut un vis să nu se mai ducă pe la Irod, să apuce pe alt drum. Cine le-a vorbit? Dumnezeu. După aia Iosif, când Irod a început să omoare copiii, din nou are un vis în care îngerul îi spune, Ia copilul și pe mama lui și du-te în țara Egiptului. Cine i-a vorbit? Dumnezeu. După aceea, același Iosif are un vis în țara Egiptului și zice, a murit cel ce voia să ia viața pruncului. Du-te înapoi. Și s-a dus înapoi. Și după aceea, din nou are Iosif un vis și îi spune, du-te în Nazaret. Pentru că trebuie să se împlinească că el va fi un nazarinean. Du-te în Nazaret. Deci, iată, vreo cinci visuri, numai în jurul nașterii Mântuitorului, vorbește Dumnezeu și prin vise. Sigur, sigur. Dumnezeu vorbește și prin vise, dar știți ce avem noi nevoie? Avem nevoie de discernământ. Să știm când ne vorbește Dumnezeu. Știți că atunci când s-a coborât Duhul Sfânt pe pământ în ziua cinzecimii, predicatorul Petru a preluat un cuvânt pe care l-a rostit prorocul Ioel și spune în fapte 2 cu 17 următoarele cuvinte. Ascultați numai. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci. Tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Deci iată, ca urmare a revărsării Duhului Sfânt, prorocii, Vedenii, visuri, pe astea le dă Duhul Sfânt. Dar atenție, nu pe toate. Alo, nu pe toate. Sunt unele pe care le dă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea eu zic, Domne, fă-ne să fim plini de Duhul Sfânt. Amin. Și mai ieri dimineață predica fratele Mirăuț aici și spunea, Cine s-a apropiat de prunc, s-a umplut de Duhul Sfânt. Uitați-vă pe paginile Sfintelor Scripturi și veți vedea, când Maria s-a apropiat de Elisabeta, Duhul Sfânt a venit și pruncul i-a săltat în pântece. Când s-a dus pruncul la templu și s-a atins bătrânul Simeon de el, a venit Duhul Sfânt. Dragii mei, vreau să vă spun, Duhul Sfânt este gata să ne umple când stăm în preajma lui Hristos. Când stăm aproape de Hristos, ne umple Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și atunci putem să avem visuri de la Dumnezeu. Dar numai atunci putem să avem visuri de la Dumnezeu. Dragii mei, mă rog Domnului să înțelegem că Dumnezeu vorbește prin Duhul Sfânt astăzi. El ne călăuzește prin natură, El ne călăuzește prin scriptură, dar ne călăuzește și prin Duhul Sfânt, care ne poate da visuri, ne poate da prorocii, ne poate da vedenii toate acestea sunt pentru că Dumnezeu vrea să ne ajute, să ne ajute pe noi să ajungem la Dumnezeu, la El. Mai spun un lucru. Oamenii care urmează călăuzirea prin natură, prin scriptură, prin vise, oamenii aceștia vor avea o foarte plăcută surpriză. Știți ce surpriză au avut magii? Magii au înțeles că de fapt Dumnezeu îi căuta pe ei. Aici este frumusețea. Cine îl ca, caută pe Dumnezeu și se lasă călăuzit de natură, de scriptură, de vis, de Duhul Sfânt, cine îl caută pe Dumnezeu și se lasă sub această călăuzire, ajunge la cea mai frumoasă concluzie, că în ultimă instanță Dumnezeu îi căuta pe magi. Cum i-a căutat Dumnezeu pe magi? Le-a arătat acolo în țara lor o stea și a făcut să umble după steaua aceea ca să ajungă la el. Le-a arătat în palatul lui Rod scriptura și au făcut să ajungă prin scriptură la el. Le-a dat vis ca să le spună pe unde au să meargă. Pentru că în ultima instanță vreau să vă spun în această zi de Crăciun ceea ce spune în Luca 19 cu 10. Haideți să-l citim toți împreună cuvântul acesta pe care l-a rostit Mântuitorul, toți împreună. Pentru că Fiul omului a să și să mântuiască Atenție! Noi zicem că noi l-am căutat pe Dumnezeu, că am văzut în natură ceva și ne-am dus spre el, sau că am văzut în scriptură ceva și ne-am dus spre el, sau că ne-a vorbit într-un vis și ne-am dus spre el. Atenție, dragii mei, în realitate cel ce caută este Dumnezeu. Bun e Domnul care ne caută pe noi. Ne caută în multe feluri. Dacă ai ajuns în această seară la poarta cerului, vreau să știu că ești aici pentru că te-a căutat Dumnezeu a vrut Dumnezeu să auzi ceva din Scriptură, să auzi ceva despre predica vie pe care a pus-o în natură. De ce toate acestea? Pentru că Dumnezeu vrea neapărat să ajungi la El. Nu știu exact care a fost motivația magilor. Atenție, n-am cum să știu care a fost motivația magilor. Vor zice unii, poate că au avut interese politice, au avut curiozitate. Nu știu ce a mânat acolo. Eu vreau să cred totuși că l-au căutat cu sinceritate pe Domnul. Asta mă face să înțeleg, pentru că cine îl caută cu sinceritate pe domnul și găsește. Deuteronom, capitolul 4, cu versetul 29. Este un cuvânt atât de frumos și atât de clar pentru fiecare dintre noi și zice așa. Și dacă de acolo vei căuta pe Domnul Dumnezeul tău, îl vei găsi dacă îl vei căuta din toată inima ta și din tot sufletul tău. Dragii mei, Dumnezeu ne caută pe noi. Uitați-vă la magi. Au ajuns la Dumnezeu, la prunc, Dumnezeul întrupat. Știți ce s-a întâmplat cu ei? Când au ajuns în fața lui, ați fost atenți la ce a citit fratele Sandu, când au ajuns acolo, s-au închinat. Primul lucru, fața la pământ, s-au închinat. Apoi și-au deschis visteriile și-au început să dăruiască, nu i-a mai interesat nimic. Apoi, oamenii aceștia au căpătat o direcție nouă, pentru că spune că în vis li s-a arătat și au apucat-o pe un alt drum. Dragul meu vreau să ți spun în această seară, în încheierea predicii pe care am prezentat-o aici, vreau să ți spun ceva. Cine vine la Dumnezeu, este un om care se întâlnește cu schimbarea. Dumnezeu ne schimbă viața? Dumnezeu ne schimbă atitudinile? Dumnezeu ne schimbă direcția. Și direcția pe care ne dă Dumnezeu este drumul cel nou, un alt drum care duce spre fericirea veșnică cu Hristos în raiul său. Nu vrei să ajungi acolo? Dragul meu, pentru asta a venit Hristos pe pământ, ca să-ți dea un drum nou. Primii credincioși dintre neamuri, au fost magii aceștia, primii dintre neamuri au fost magii, au venit, s-au trântit cu fața la pământ, s-au închinat lui, au avut viață nouă și direcție nouă. Sigur că e tradiție. Despre apostolii Domnului se spune că Toma ar fi fost acela care s-a dus în răsărit un depărtat în Indii. Tradiția spune că s-ar fi întâlnit cu magii aceștia și a botezat Toma. Nu știu, nu știu și nu asta predic. Dar știu un lucru, că Dumnezeu le-a schimbat viața. Și Dumnezeu vrea să-ți schimbe viața și ție. La ce folos încă un Crăciun dacă tu rămâi același? La ce folos încă o sărbătoare dacă nu te alegi cu nimic din ea, decât poate cu niște kilograme în plus? La ce folos? Eu aș vrea să te chem, deschideți ochii, să vezi pe Dumnezeu în natură, citește în carte să vezi pe Dumnezeu în Scriptură, Rogă-te lui Dumnezeu și zi, Doamne, umple-mă cu Duhul Sfânt ca să te văd în inspirația pe care o dă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin visuri, prin vedenii, prin prorocii sau prin ce vei găsi tu cu cale.